Tata mi-a zis cu folos, o melodie foarte frumoasă în interpretarea lui Emil Mărunțelu, care a revenit cu mare drag la noi la emisiune. Bine te-am regăsit, mă bucur din nou să fiu alături de tine. Și eu mă bucur și de invitații tăi. Ți-a plăcut data trecută, săptămâna trecută și foarte ai revenit. Foarte mult, exact. Ei, ne-am petrecut. Asta cui vrei să o dedici? Asta tuturor celor care ne privesc, tuturor telespectatorilor și, de ce nu, tuturor invitaților. Și, nu în ultimul rând, nașului meu, domnului Cristian Rizescu. Nașul tău, Cristian Rizescu? Da, nașul meu. Păi aici bea finul și cu nănașul, de-aia băiați voi acolo în spate, da, din ulcelele alea. Am glumit. Da, poate chiar băiați, dar eu nu v-am văzut. Îți goale, auzi ce zice. Păi o să punem atunci vinișor cu nașul. Sunt și cu finul să de bem. Decor. De decor. Emil Mărunțelu ne cântă chiar acum. Așa-mi fost în viață, să strâng multe mândre mărață. Ca așa tata m-a învățat să fiu la fete pe plac. Pătim așa-mi fost în viață, să strâng multe mândre mărață. Ca așa tata m-a învățat să fiu la fete pe plac. Tata mi-a zis cu folos să iubești ce e frumos. M-a sfătit cum e mai bine să fie mândru de mine. Tata mi-a zis cu folos să iubești ce e frumos. M-a sfătit cum e mai bine să fie mândru de mine. Astăzi n-o fiu mâine cu mândrele după mine. Să iubesc, să strâng în brață și să am poftă de viață. Cum e astăzi n-o fiu mâine cu mândrele după mine. Să iubesc, să strâng în brață și să am poftă de viață. Tata mi-a zis cu folos să iubești ce e frumos. M-a sfătit cum e mai bine să fie mândru de mine. Tata mi-a zis cu folos să iubești ce e frumos. M-a sfătit cum e mai bine să fie mândru de mine. Tatei cam în sor, mami să-i ducă ajutor. Dar tata mi-a zis, copile, prea de vreme pentru tine. I-am spus tatei cam în sor, mami să-i ducă ajutor. Dar tata mi-a zis, copile, prea de vreme pentru tine. Tata mi-a zis cu folos să iubești ce e frumos. M-a sfătit cum e mai bine să fie mândru de mine. Tata mi-a zis cu folos să iubești ce e frumos. M-a sfătit cum e mai bine să fie mândru de mine. Thank you.
grija îmi purta și lui tata îi spunea: în soară nu-l mai lăsa, cred că i-a venit vremea. Mama grija îmi purta și lui tata îi spunea: în soară nu-l mai lăsa, cred că i-a venit vremea. Tata mi-a zis cu folos să iubești ce e frumos. M-a sfătit cum e mai bine să fie mândru de mine. Tata mi-a zis cu folos să iubești ce e frumos. M-a sfătit cum e mai bine să fie mândru de mine.